și macanache cât mai lejer la 12 minute. Bine, la 12 fix chiar, uite la fix de oră. Și uităm de toate grijile când avem invitație pe gustul nostru. Invitata mea de astăzi este pasionată de actorie și o practică deja de ceva timp cu drag. Încă din liceu a jucat în câteva piese de teatru. Teona Stavarachi este cea despre care îți vorbesc. Este și protagonista serialului Groapa și bineînțeles ai putut-o urmări și în filmul Ramon. Așadar avem multe de vorbit astăzi. Bine ai venit la Trăinet, Teona! Bine v-am găsit! Pentru prima dată la noi și pentru prima dată în acest context, dar sper să te simți bine. Sigur, așa. Am început deja să mă simt bine, e bine. Așa, oricum, să știi că și eu am emoții în fiecare zi, la fiecare invitat, în parte, pentru că e normal. Cunoști oameni noi, de la care poți să înveți câte ceva. Perfect. Așa. Uite, astăzi vorbim la fel de relaxat ca întotdeauna, să știi că la noi așa se întâmplă. Și vorbim despre rolul tău din Groapa, un serial care e deja mult așteptat de către toată lumea, dar și despre ce mai făcut până acum. Sigur, vorbim. Și vreau să te cunoaștem. Așa facem. Așa, cât hai să începem. Avem? Destul timp. Din bogăție. Ei bine, hai să intrăm în rolul Almei. Tu vei fi Alma în Groapa, în serial. În toamna asta apare. Nu știm exact o dată. Da, nu știm exact o dată. Ce vei fi acolo? Cine e Alma? Alma este o jurnalistă foarte drăguță, salvatoare de pisici rătăcite pe stradă. O fată cu un suflet mare, care se îndrăgostește foarte repede, care se aruncă în tot felul de situații, fără să gândească foarte mult, ceea ce e oarecum cool, pentru că ni se întâmplă asta și în viață. Ușor naivă așa, dar destul de hotărâtă cu toate astea, adică e, știe ce vrea. Mm-hmm. Da. Da. Uite că tot ai vorbit despre pisici, că iubește pisicile și așa. Azi e ziua internațională a pisicii. Oh my god. Așa. Te zic la mulți ani. Îți plac animalele? Da, am o pisică. Ai o pisică? Am un mătălin mic. Uite, vezi? La mulți ani și să te bucuri de el. Doamne ajută. Da, mulțumesc. Oricum, mai multe descoperim în toamnă când vedem serialul. Da. Te urmărim îndeaproape să vedem exact ce face Alma, chiar dacă știm așa pe dedesubt cine este ea. Știu că vei juca alături de Daniel Nuță, cel care a fost pe la noi pe aici, deja de-al casei, și de Alexandru Ion ai jucat în Ramon, deci da. El a fost pe aici, cam toți de-ai noștri. Da. Încep și eu să cunosc oameni. Pentru Groapa știu că te-ai întâlnit acum pentru prima dată cu Daniel. Da. Cum a fost experiența de a lucra cu el? Pentru că filmările au început deja, deci ați filmat destul. Da, am filmat destul de mult. M-am înțeles foarte bine cu el din prima, am clicuit așa foarte repede, cei drept am și fost provocați cumva cu filmările astea, că am intrat din prima zi cu scene direct, scene de dragoste, scene destul de așa, mm-hmm. Și noi ne-am cunoscut două zile înainte, adică era ok. Ciudat, nu? Da, dar ne-a provocat așa cumva și ne înțelegem foarte bine, ca și cum ne știm de o viață, așa e, nu... Da, cred că e mare lucru. E foarte relaxată treaba. E mișto. Ei bine, totul am pornit de la un casting pe care l-ai luat cu brio. Cum a fost acolo? Provocator, nu? Provocator, da. A fost un casting care mi-a plăcut foarte mult pentru că m-am simțit foarte bine. Am mai dat castinguri și în principiu la început aveam foarte multe emoții când mă duceam la castinguri și eram foarte închisă și foarte... Dar cu timpul și la castingul ăsta am ajuns să mă relaxez și m-am simțit și foarte acasă cu oamenii care erau acolo. Nu știu de ce am avut sentimentul ăsta de familiaritate cu ei, dar m-am simțit foarte bine. Și am început să am emoții abia spre ultimele etape, că deja îmi doream să iau castingul, deja însemna ceva pentru mine, așa. Dar foarte, o experiență foarte drăguță. Da, și cred că ne vom bucura din belșug de tot ce ați făcut voi acolo. Într-adevăr, e foarte importantă echipa, oamenii cu care lucrezi. E important să te simți bine, cum ai zis tu, relaxată. Mm-hmm. Și îmi place la tine că, uite, chiar astăzi mi-ai demonstrat că ești un om foarte punctual, ceea ce e de apreciat, să știi. În ziua de azi e mai greu să întâlnești oameni punctuali. Da, da. E una tu. Și punctualitatea asta. Dacă e prea mult, strică. Adică
mă bucur că pot să fiu punctuală. Vine probabil dintr-o obsesie a mea de să nu fiu contra timp, să nu ajung în ultima secundă. Da, nici să ajung o oră înainte, nu e sănătos, adică... Lasă că e bine. Decât să ți se atragă atenția că poate ai întârziat, că poate ai deranjat, că cine știe ce altceva, mai bine așa. Just, da. Așa. Da. Vorbeam despre castinguri, știu că ai deja experiență, deși tu ești modestă și spui că nu prea te știe lumea, ba da, te știe lumea, să știi, ai experiență, dacă am zis că încă din liceu, te-am urmărit și în Ramon, să știi, îmi place mult cum joci. Mulțumesc frumos. Ți s-a potrivit rolul, să știi. Da, da, probabil că da, da, că altfel nu-l luam. Și dacă tot vorbeam despre castinguri și ai spus că ăsta, ultimul pentru Groapa, a fost foarte, foarte relaxant și foarte plăcut, cum accepți refuzurile? Presupun că te-ai lovit și de astfel de lucruri, nu neapărat că n-ai fost tu bună, ci poate că nu a fost pentru tine rolul respectiv. Da, la început mă supăram foarte tare. Ziceam că sunt eu de vină și că nu sunt destul de bună și că... Dar... După 5 ani de facultate și de stat în comunitatea asta și după ce înveți și tu cum funcționează lucrurile, îți dai seama că refuzul nu e despre tine tot timpul. Poate să fie și despre tine, normal, dar poate să nu fie despre tine. Pur și simplu nu te potrivești pe o anumită viziune, pe o anumită tipologie, că e posibil să dau pe un rol unde regizorul vrea o fată blondă, dacă nu-s blondă, acum nu-i vina mea. Adică, cam aia, adică... Și accept mult mai ușor. Mult mai ușor. E mai greu în momentul în care îmi doresc foarte mult un rol pentru că îmi place și zic, wow, ce-mi place rolul ăsta, doamne, ce mi-ar plăcea să mă joc un pic cu el. Da, atunci îmi pare rău că nu reușesc să ajung unde vreau eu. Dar... Nu e o supărare așa mare. E suportabil. Cum ai zis tu, nu e despre tine de multe ori, da, e vorba despre alte elemente, să spunem așa. Da. Și uite, o chestie despre roluri, că tot ai adus în discuție, mi-ai ridicat-o la fileu. Dacă ai face ceva inedit, așa, pentru un rol pe care ți l-ai dori cu ardoare, de exemplu, nu știu, să faci o schimbare radicală, să te tunzi într-un anume fel sau poate să fii obligată să te îngrași, ai fi de acord? Fiartă sunt. Și mă, provocați-mă că accept. Te întreb pentru că pentru o femeie e destul de dură treaba asta. Că vrea să arate bine, că vrea să arate așa cum îi place ei să arate, de fapt. Da, e adevărat. Dar eu am fost și un pic mai plinuță cu câțiva ani în urmă. Am avut niște probleme de încredere din cauza asta. Am fost și tunsă foarte scurt, am fost și blondă, că ziceam că... Am fost și blondă, și roz, și mov, și albastră. Am fost în foarte multe feluri și apoi când am început să ajung să... Am slăbit, arăt și eu cumva puțin mai ok și mă simt puțin mai bine cu felul în care arăt. Am început să mă gândesc că parcă aș vrea să... Aș putea să fac și altceva. Adică, da, ok, arăt drăguț, dar... Ai nevoie de mai mult. Nu doar atât. Adică nu vreau să fiu doar această fată drăguță. Adică vreau să fac de toate. Vreau să încerc mai mult. Și atunci nu mă gândesc deloc la cum arăt. De asta aș putea și să mă tund și m-am gândit. Mi s-ar vrea o provocare super tare să mă tund zero. Aș face... Orice schimbare de-asta nebunească, pentru meserie, evident. Așa, viața mea... Nu. Oricum, important este să simți bine în pielea ta, oricum ai fi, da, pentru că suntem oameni diferiți și unici, asta să ținem minte, și e foarte important să fim noi. Da, corect. Da, și tot am mai reamintit despre faptul că mi-a plăcut foarte mult rolul tău din Ramon, un film care a avut foarte mult succes chiar și la lansare și pe perioada în care a fost difuzat în cinematografe, dar uite și acum e pe Netflix, pe primul loc chiar, se menține. Da, 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 are mult succes. Exact, și acolo ai fost tare drăgălașă, Gabriela sau Gărgărița. Da. Cum ți-a fost rolul ăla? Cum l-ai primit? Cu multă bucurie și că m-am distrat foarte tare și la castingul ăla. Că am dat chiar cu Pavel Bartoș proba și a fost foarte, foarte fun. Și toată experiența în sine a fost foarte cool. Că a fost cumva primul meu proiect
pe film. Și mi-a dat încredere. Și mi-a dat avânt, așa cum am descoperit lumea asta prin el. Mm-hmm. Și mi-a plăcut foarte tare. M-am distrat. Și am întâlnit oameni extraordinari. M-am atașat foarte tare. Mă atașez foarte, foarte repede de oameni, prin drag de ei. S-a văzut că te-ai simțit bine, într-adevăr. Și cum ziceam, e importantă și echipa din care lucrezi, din care faci parte. E foarte esențial, da. Așa. Da. Uite, da. Dacă tot te lipești de oameni, legat de prietenii, e ușor să legi prietenii, vin ei spre tine sau e o chestie naturală? Paradoxal, cu toate că, adică eu prind drag de oameni și îmi plac oamenii și îmi place să cunosc oameni și așa mai departe, nu sunt un om care are foarte mulți prieteni. Sunt genul care are câțiva, are o mână de oameni cu care mă văd odată la câteva luni, povestim și așa mai departe, dar nu simt nevoia să fiu înconjurată tot timpul de prieteni, să mă văd cu ei în fiecare seară sau în fiecare weekend sau așa. Sunt destul de singuratică din punctul ăsta de vedere, dar legăturile pe care le creez sunt destul de puternice și asta caut cumva. Și să dovedesc în timp, pentru că asta e important. Exact. Da, e bine că echilibrezi. Da, ți-am zis că vrem să te cunoaștem mai bine. Și nu doar despre oameni și prietenii. Uite, noi suntem la radio. Ce muzică preferi? Ce îți place? Sau în materie de artiști, poate artiști pe care noi nu i-am descoperit încă. Mândoi. Ascult cam tot. Și de la noi și din afară, sigur, sunt mult mai atrasă de zona asta de jazz, blues, undeva spre un Bret Hart, acolo e inima și sufletul, acolo sunt. Mm-hmm. Dar ascult de toate, adică începând cu Zavai Doc și Tudor Gheorghe și așa mai departe, până la rock și, adică nu am, pentru că îmi place muzica foarte tare și îmi place să descoper tot ce-i nou, îmi place dacă mi-arăți acum ceva ce nu știu, ascult și să aud fiecare notă și fiecare sunet, că eu și compun în timpul meu liber. Dar pentru mine, așa, adică sunt eu cu mine, la mine în bucătărie și îmi place să creez chestii și așa, și orice referință mă atrage. Îmi place muzica, în viața mea nu plec nicăieri fără căști, nu există moment din zi în care să n-ascult muzică. Da, uite, și nu te-am întrebat așa întâmplător, pentru că știu că îți place să cânți. Da. Nu ai tu ore de canto sau să fii artist cu renume, dar eu cred că poți să faci asta, pentru că un actor o poate face bine, să și cânte, să și joace. Da, e adevărat, am mai cochetat așa cu treaba asta, dar... Nu te-ai gândit să o aduci la alt nivel, nu? Mi-ar plăcea să-mi lansez piesele la un moment dat. Doar că nu sunt neapărat genul de piese care să fie, nu știu, să ajungă super populare sau ceva. E o zonă puțin mai... Dar... Așa. Dar mi-ar plăcea să fac asta. În stilul meu și după cum sunt eu și așa, nu sună neapărat rău. Așa. Să știi că îți recomandăm, pentru că am mai avut foarte mulți artiști aici care ne-au spus că nu o fac pentru radio, pentru, nu știu, notorietate. O fac pentru bucuria lor de a exprima emoțiile și pentru oamenii cărora le cântă până la urmă. Dar ai putea să faci și tu asta. Mă gândesc. Și ajungi și pe unde trebuie, eu așa cred. Da, mă gândesc la asta. Noi suntem în online. Tu ce relație ai cu online-ul? Am văzut că ești activă pe Instagram, pe TikTok, nu știu, ai cont? Da, am un cont deschis recent, în care încerc să mai postez lucruri. Am avut o perioadă în care eram foarte activă, eram mult prea activă. În timpul facultății sau când? În timpul liceului spre anul întâi de facultate. Și la un moment dat am zis că vreau să iau o pauză, pentru că simțeam că trăiesc prea mult prin asta.
și că vreau să revin cumva puțin pe pământ și să mă conectez cu oamenii real. Mm-hmm. Și se pare că am luat o pauză destul de lungă, a durat vreo 3-4 ani pauza asta, și acum că simt cumva că trebuie să fac asta și că ajută și pentru imaginea mea cumva, și sunt oameni care vor să afle un spectacol de ceva, am început să mă provoc să postez și eu mai des, să fie acolo, da, prezentă. Așa, puțin cât pot eu, că îmi place realitatea foarte mult, dar încerc, adică mă adaptez așa ușor. Să cauți un echilibru. Da. Ei bine, și uite că te-am observat așa, nu neapărat timidă, dar ai anumite reticențe, probabil. Cum reacționezi la anumite mesaje care îți vin în online? Le răspunzi sau le ignori efectiv? Care nu sunt potrivite neapărat? Aici nu știu la ce te referi mai exact. Nu știu, tot felul de spamuri, de... nu, spam, nici nu le bag în seama, adică astea, spamuri sau comentarii aiurea sau așa. În principiu mă bucur de fiecare cuvânt drăguț care vine spre mine. A început abia acum, așa ușor, de când a intrat Ramon pe Netflix. Așa. Ei, felicitări, super, oh my God. Mă emoționează pentru că mi se pare foarte frumos că am putut să ofer ceva și că oamenii au simțit cumva să-mi scrie și să-mi zică felicitări, chiar dacă nu mă cunosc. Și mă bucură foarte tare treaba asta. Adică e un sentiment așa, cumva că... ok. Plinire, așa, nu știu. Înainte de a intra live, colegul meu ți-a spus că ai fi surprinsă să știi că oamenii te cunosc, de fapt. Cum? Te-au oprit pe stradă cineva, de exemplu? Nu. Nu până acum? Nu. Dar cum ai reacționa în momentul în care, poate, nu știu, ai avea fani, o comunitate mai mare? Nu știu. Adică m-am gândit foarte mult la treaba asta. Cum ar fi să mă oprească lumea pe stradă și așa mai departe. Și întotdeauna, pentru că eu oricum sunt destul de introvertit așa cumva în viața mea, adică sunt singurătatea mea și m-am gândit că o să-mi fie foarte greu. Doar că am avut o situație după un concert, cânt cu niște băieți, intru și eu cu ei pe două refrene și foarte așa. Tare! Uite, și... asta am aflat acum! Așa. Și după un concert a venit cineva la mine să facem o poză, eu fiind nimeni, și am zis ok. Și nu m-am simțit rău, pentru că eu am văzut o lumină în ochii omului și am făcut asta pentru el. Adică am simțit că mi se cere ceva și că eu pot să dau. Și am zis bucurie. Că o să mă agăț de sentimentul ăsta de că o să ofer ceva și am să mă bazez pe asta, că altfel habar n-am cum aș putea să... Încă o dată, trebuie să ai încredere în tine și în plus să primești cu brațele deschise aprecierile. E foarte important, mai ales când muncești cu adevărat și faci o treabă bună. Da. Nu vine nimeni cu laude atunci când faci ceva poate greșit. Poate sunt câțiva acolo rătăciți, dar nu toată lumea. Învăț. Așa. Și o să vezi că o să înveți foarte multe și prin prisma serialului Groapa. O să te ajute foarte mult să te oprească lumea pe stradă, uite. Da. Faceți asta, sigur. Așa. O să ai mult de muncă și de acum, chiar dacă ai filmat, deja o să mai aveți multe filmări, evident, pentru că va fi ceva de durată. Dar sunt curioasă, cum îți place ție să te relaxezi în singurătatea ta? Faci ceva anume sau nu neapărat? Nu fac ceva anume. În principiu, îmi place foarte mult să stau acasă, în liniștea mea, compun, fac curat, gătesc de-astea și încerc să-mi ocup timpul cu lucruri care să mă ajute în continuare meseria mea, să mă uit la filme, să citesc, să stau pe text, să-mi fac schițe, să notez gânduri, să văd ce pot să mai scot dintr-o parte și din alta. Mai au legătura cu oamenii de la distanță, îmi place să fac chestia asta, chiar dacă nu m-am văzut cu cineva 4 ani de zile, ei, ce faci, ești bine? Și mai fac asta în timpul liber. Vreau să-mi iau un motor. Oh! Uite că avem aici
Vreau neapărat să-mi iau un motor ca să mă apuc să mă plimb cu el și să ies din oraș și să călătoresc și să fac chestii. Adică mă gândesc la asta în continuu. Mi se pare foarte tare, sincer. Uite, data viitoare să vii pe motor aici. Oh, da. Îți faci intrarea așa cum trebuie. Ok, bine. O să-și filmăm asta. Așa, așa. Exact. Și dacă tu ești în sfera asta artistică, pentru că ești un artist în adevăratul sens al cuvântului, când compui, ești și actriță, ai o inspirație, ai un reper după care te ghidezi, adică oameni care te influențează în modul ăsta? Îmi găsesc inspirația în tot felul de oameni. Dar mai ales în felul în care mă fac ei să mă simt sau în principiu creez în momentul în care simt ceva foarte puternic și am nevoie să-l dau afară într-un fel. Și de obicei sentimentul ăla ori e de durere, ori e de fericire și prea mult așa, prea bine cumva, ori de iubire. Adică sunt niște sentimente de-astea foarte puternice și în momentul în care le simt și te atrag ca un magnet acolo. Da, și vreau doar să dau drumul la muzică, pentru că asta e cheia succesului. Așa, e și pentru tine o terapie. Ce anume? E o terapie și pentru tine? Da, total. Adică eu cred că așa fac de fapt terapie în viața mea. Da, uite, vezi, muzica ajută foarte mult. Da, da. Pe oricine. Da, și uite, hai să lămurim lucrurile în online. Am vorbit despre online. Cum te pot găsi cei care ne urmăresc acum și poate încă nu ți-au dat follow? Prin prisma noastră să încerce să o facă de acum, pentru că le pregătești multe. Da. Așa simt. Pregătesc foarte multe. Mă găsiți foarte simplu. Teona Stavarachi peste tot. Adică și pe TikTok, și pe Instagram, și pe Facebook sunt exact la fel. Teona.Stavarachi și atât. Așa, dați-i un search acolo și un follow și urmăriți-o îndeaproape. Și mai am o chestie. Okay. La teatru. Da. Pe unde te putem vedea? Eu momentan am terminat masterul. Majoritatea proiectelor au fost legate de asta. Acum sunt cumva confirmate că s-ar continua din toamnă două dintre ele. La Teatru Metropolis, care nu avea treabă cu facultatea, dar a început în perioada aia, un basm urban, și la Teatru Bulandra, Platonov. Astea sunt momentan, eu sper să se mai adune și oricum am planuri cu colegii mei de la regie să înaintăm niște treburi, că îmi place să muncesc și dacă stau degeaba nu e bine și atunci încerc să crez. Să faci ceva. Da. Uite, un exemplu bun de om care muncește foarte mult este Daniel. Da. Ai de învățat de la el multe. De acord, da. Așadar, te vedem și la teatru. Abia așteptăm. Pentru că noi promovăm tot ce înseamnă teatru, film, cultură, pentru că ne place, în primul rând. Și încercăm să încurajăm și pe cei care ne urmăresc să facă asta. Doamne ajută, e foarte bine. Mm-hmm. Să consumăm artă cât se poate, că ajută foarte mult. Aha, exact. Și așadar să urmărim pe Teona și în online și la teatru și bineînțeles în serialul Groapa din toamnă. O să aflăm noi și data în curând, tot de pe profilele tale de social media. Da, de pe ale mele, de pe ale colegilor, de pe chiar și de pe profilul Groapa, sigur o să apară. Da, 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 în curând o să aflăm tot. Cu siguranță. Da. Mulțumesc mult, Teona, că ai fost la noi. A fost o reală plăcere să stăm de vorbă, sincer. Ai avut emoții și eu am avut, crede-mă. A fost de ambele părți. Mai rău de atât. O să fie bine și data viitoare, pentru că te mai așteptăm aici. Ți-am zis că mulți ne-au trecut pragul de mai multe ori și dacă le-a plăcut, înseamnă că am făcut ceva bun. Cu siguranță, m-am simțit foarte bine, mai vreau. Așa, e o promisiune. Super. Bun, și data viitoare vorbim și despre alte noutăți, evident. Și ce să zic, baftă în toate proiectele, să iasă bine la filmări, să ai în continuare emoții, pentru că astea ajută foarte mult un om. Da, mulțumesc, Doamne ajută să fie ce trebuie. Așa. Iar noi ne bucurăm în continuare de muzică aici pe Trainet. Jason Derulo și Acapulco pentru tine.